Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Preacucernici părinți, drept slăvitor și drept cinstitor creștin. Cu două săptămâni înaintea intrării în postul nașterii Domnului sau al Crăciunului, la o zi după Moșii de Toamnă, când iarăși i-am pomenit pe toți moșii și strămoșii noștri, pe toți înaintașii noștri, pe toți părinții și frații noștri, pe toți cei știuți și neștiuți, în fiecare an, iată, acum, în această duminică, a 22-a după Rosalii, Biserica a rânduit a se citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 16, versetele 19 până la 31, în care ne este relatată pericopa sau pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. O pildă pe care Mântuitorul a spus-o celor ce se aflau în prejurul său, mulțimii și ucenicilor săi. O pildă care în 12 versete cuprinde foarte multe învățături. Întâi de toate, ne arată această pildă că există viață veșnică, că există viață după moarte, că există viață veșnică după această viață vremelnică, pământească, și că moartea este trecerea de pe pământ la cer și de la moarte la viață, sau altfel spus, de la această viață pământească și vremelnică la viața cea veșnică. A doua învățătură care reiese, decurge din această pericopă evanghelică, este aceea că există rai și iad. Și iată, în scurt, în cuprins, în conținut, rezumat, dacă vreți, Biserica aici ne pune la dispoziție învățătura despre rai și iad. Apoi, tot din această pericopă evanghelică putem reține că există judecată, că există dreptatea lui Dumnezeu, că există răsplată după fapt. Și apoi ne mai arată ceva această pericopă evanghelică. Că avem libertatea în virtutea căreia vom fi judecați și răsplătiți să alegem, ori să decidem, să hotărâm, adică în ce parte o luăm, spre ce aspirăm, spre ce anume ne îndreptăm. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în preajma căruia, sigur, și de această dată se aflau și cărturari și farisei, și învățați și oameni simpli, și sărați și bogați, și pricepuți și nepricepuți, ne vorbește în această pericopă evanghelică despre două stări, despre două feluri de a viețui, despre două moduri de a trăi. Una cu Dumnezeu și alta în afara Lui, fără de El. Una ducând la Dumnezeu și cealaltă ducând oriunde în altă parte, numai la Dumnezeu nu. Bogatul aici nu este judecat pentru că era bogat. Nici măcar nu se spune de ce, pentru ce anume a fost astfel pedepsit sau judecat, ce fapte a făcut orba. Nu-i sunt enumerate faptele sau păcatele. După cum nici săracul nu a fost, din această pericopă evanghelică, nu reiese că a fost răsplătit pentru faptul că era sărac sau pentru faptul că avea anumite fapte. Care dintre ele, fără a fi enunțate sau enumerate?
Aici bogatul a fost aspru judecat pentru că atunci când trebuia să fie om, n-a fost om. Și atunci când pe Lazar, de la poarta casei sale, l-a asemănat cu dobitoacele și l-a tratat ca pe una dintre acestea. Și nu l-a tratat ca pe unul dintre semenii și frații săi, adică ca pe un om. Una dintre cele mai grele afirmații pe care o poate face cineva la adresa altcuiva, cel care o face mâhnit fiind, de ajuns să spună una ca acestea, e atunci când ți se spune, dragă, nu ești om. Am crezut că ești om. Dar uite, m-am convins și m-am lămurit că nu ești om. Pentru că nu m-ai tratat ca pe un om. Aici Hristos, Dumnezeu, vrea să scoată în evidență cele două stări și cele două feluri de a viețui, de a trăi. Comportamentul unuia și comportamentul celuilalt. Starea sufletească a unuia și starea morală a celuilalt. Iarăși spun, căci bogăția în sine nu este un păcat, precum sărăcia în sine nu este neapărat o virtute. Avem oameni bogați care se știu îmbogăți în Dumnezeu și care ajută. Care sunt bogați în fapta cea bună, făcută discret, dar concret și consistent, fără să știe stânga ce face dreapta. Avem oameni săraci, plini de răutate, de ură, de pismă și de invidie, urâcioși, frustrați, cărora nimic nu le convine, care sunt săraci nu din cauza cuiva, ci doar din cauza lor, că unii dintre ei mai sunt măcinați și de diferite păcate, patimi, vicii și nici lenea nu ar lipsi între sau dintre acestea. Fără a generaliza nici într-o parte, nici în cealaltă. Aici este vorba de altceva. În ce anume te îmbogățești? Și în ce anume sărăcești? Aici, bogatul în porfiră și vison nu era neapărat judecat pentru faptul că se îmbrăca în in și în purpură, în țesătură și în bumbac moale și că avea case îndestulate, ci pentru faptul că îl desconsidera pe Hristos și chipul acestuia din omul amărât sărac de la poarta casei sale, pe care, cum spuneam, l-a coborât între dobitoacele de pe uliță, căci iată câini veneau și lingeau acestea bubele și se hrănea la oaltă cu acestea, căci nu avea ocazia să se bucure nici măcar din fărmiturile care cădeau de la masa bogatului sau a stăpânului. Evanghelia de astăzi ne mai spune ceva. Să nu tratăm pe nimeni cu dispreț. Chiar dacă sunt în viața noastră oameni, stări, situații și momente vrednice de dispreț. Să nu disprețuim pe nimeni. Asta înseamnă adevărata îmbogățire în Dumnezeu. Să ai puterea, să ai tăria, să ai capacitatea să nu tratezi pe cineva cu dispreț nici când atunci, potrivit situației de față, ți se crezi, ești convins că ți se cade, că ți se cuvine să ai această atitudine și să-l tratezi pe respectivul ca atare, nici atunci sau mai ales atunci. Să nu desconsideri pe nimeni, nici pe cel care îți face bine, nici pe cel care îți face rău, nici pe cel curat, nici pe cel murdar, nici pe cel spălat, nici pe cel care miroase, nici pe nimeni, pe absolut nimeni. Pericopa evanghelică spusă de Hristos, nu de oricine, ci de însuși Hristos, aici
sau și aici vrea să ne ducă, să ne aducă, să ajungem la a înțelege din această pericopă, din această pildă, că nu există pe pământ om vrednic de dispreț din partea altui om. Pentru că nici noi nu vrem să fim tratați ori vrednici de dispreț din partea lui Dumnezeu și nici din partea semenilor noștri. Și ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Sigur, vin la poarta casei noastre sau și la poarta casei noastre, mai ales dacă află că avem și noi o scuză, o brumă de avere acolo, tot felul de oameni îndreptățiți ori ba, justificați ori nu, să ne ceară, să-i ajutăm. Și desigur, de multe ori o facem. Chiar dacă unii poate speculează, sau ne iau drept naivi, sau mai știu eu cum, cu gândul că lasă că-l fraieresc pe ăsta. Totuși, noi să nu ne stricăm starea, să nu ni se altereze nouă dispoziția și disponibilitatea înspre a fi filantrop, înspre a-i ajuta pe ceilalți. Măcar cu milă, dar niciodată cu dispreț, fără a face ceva din silă, chiar dacă, repet, avem motive sau am avea motive să fim astfel. Că nu lui îi dau, nu pe el îl ajut, ci lui Hristos îi dau și pe el îl împrumut și eu știu că Hristos răsplătește și întoarce înapoi cu asupra de măsură, cu vârf și îndesat. Precum spunea Părintele Nicolae Steinhardt de la Rochia, Dumnezeu este bun om și răsplătește, boierește. Și vedeți că atunci când vă simțiți furați, înșelați, escrocați, nedreptățiți, umiliți, când căutați, când căutăm să ne răspunem noi, poate reușim. Sigur, lucrul acesta nu dă la o parte sau nu înlătură dreptatea și justiția lăsată de Dumnezeu pe pământ. Nu la asta mă refeream. Că există și demnitate și dreptate încă de aici, de pe pământ. Și reușim, poate, să ieșim la lumină și la suprafață și să facem dreptate, dar parcă simțim că nu e de plină. Undeva ceva mai lipsește. Are o codiță, are o virulă. Dar când îl lăsăm pe Dumnezeu să facă dreptatea, păi chiar se face dreptate. Chiar ni se face dreptate. Lasă-l, Doamne. Am înțeles cu cine am de-a face, m-am lămurit, am văzut ce hram poartă, câte parale duce în traistă. Lasă-l în voia lui Dumnezeu să facă Dumnezeu milă cu el și cu mine, dreptate cu el și cu mine. Să facă Dumnezeu, să așeze El, să stabilească și să restabilească El lucrurile așa cum trebuie, după buna și binecuvântata-i sa rânduială. Dincolo, săracul Lazar, care nu este Lazar cel a patra zi înviat din morți, să ne înțelegem, să nu se creeze această confuzie, iată, trăiește aici pe pământ în condiția subumană, suburbană, mizeră, marginală și periferică a condiției umane, dacă mai putem spune că acesta ar fi fost un trai omenesc sau o condiție omenească în care el se afla și trăia. Și iată că ajung fiecare, căci noi știm că la 40 de zile după răposare, după adormire, sufletul nostru care este veșnic și nemuritor și care își schimbă și el felul de a fi după ce trupul rămâne aici în pământ și deci se desparte, se descompune, ajunge la judecata particulară unde deja vede și înțelege și îi se spune
unde este locul bine meritat după faptele pe care le-a săvârșit, ori după păcatele pe care le-a făcut. Și aici ne aflăm acum cu bogatul ce a murit și săracul ce a murit și a fost îngropat și el. Evanghelia spune că săracul a fost îngropat în condițiile în care de bogat nu se spune acest lucru, cu toate că știm, ne dăm seama că a fost înmormântat cu porfiră și vison. De ce? Că bogatul deja era îngropat. Unde? În propria lui casă, care era ca un cavou de acum. Încă de aici, de pe pământ, din această viață, că s-a îngropat în propriile plăceri, în propriile lui patimi, în lăcomia pântecelui, în toată slava deșartă a porfirei și a visonului, în toate petrecerile de smățurile și neînfrânarea pe care el o trăia și o împlinea pe acest pământ în această viață. În ce să-l mai îngrop când el era deja ca mort și ca îngropat de mult? Și ajung și își aduc aminte, el își aduce aminte de Lazar. Până atunci nu își adusese aminte de el. Că noi oamenii ne aducem aminte de ceilalți și mai ales de Dumnezeu doar atunci când suntem în stare de aranghie, de disperare, de deznădejde, de încercare, de boală, de neputință, de slăbiciune. Atunci, abia atunci, cei mai mulți dintre noi ne aducem aminte că există un Dumnezeu. Și atunci ne mai aducem aminte și de seminii noștri și apelăm, fie la unul, fie la altul, să ne ajute. Și atunci începem să avem o altă, o reconsiderare și o reevaluare diferită, total diferită, o abordare diferită, atât față de Dumnezeu și în raport cu acesta, cât și față de oameni, sau în raport cu semenii și cu frații noștri, că ne dăm seama că nu putem face fără X cu tare lucru, fără Y cu tare lucru și așa mai departe. Dar până atunci, unde au fost toți aceștia? Unde a fost Dumnezeu și unde au fost apropiații noștri, care nu mai erau apropiați? Erau departe. Căci noi, între timp, ne-am îndepărtat și ne-am înstrăinat și de El și de ei. Și iată că există și bine în viața fiecărui om, încă de aici, de pe pământ, să nu ne amăgim, un moment al scadenței. Și acesta e unul dintre ele, arătat în această pericopă evanghelică. Târziu, prea târziu, măcar să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea asemenea prilejuri de cercetare, încă aici, pe pământ fiind, încă aici, în această viață trăind, că dincolo, uitați, vedem bine din această evanghelică, din această pericopă evanghelică, că e prea târziu. Fiindcă, iată, între noi și voi prăpaste s-a întărit și nu putem trece unul de colo, dincolo, unul de aici, acolo, sau unul de acolo să vină aici. Și atunci, el, bogatul, și-a adus aminte că Avraam îl are în sânul, la sânul său pe Lazar, care acolo se înfruptă și se bucură de viața cea fericită în lumina cea veșnică a Preasfintei Treimi. Același Lazar pe care el a avut ani de zile la poarta casei sale, pe care nu i-a deschis-o niciodată. Îl știa și cum îl cheamă atunci. Însă, dreptatea lui Dumnezeu intervine acolo și aici. Și iată că nu poate să îi picure nici măcar din roua dimineții o picătură de apă ca să-i răcurească acestuia gâtlejul și limba ce se aflau în cumplită văpaie, în cumplita văpaie a focului, a chinului celui veșnic, a iadului, acolo unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Nu! Căci iată, noi, în învățătura ortodoxă, nu vorbim și nu avem
o a treia stare a purgatoriului sau o stare intermediară între rai și iad. Nu! Este rai și iad și atât. Și iată, Avram îi spune, ai avut pe Moise și pe proroci, căci el, bogatul, își aduce aminte ca măcar dacă pe el nu-l poate salva, pe frații lui cei cinci, să meargă să le spună și să-i salveze, ca nu cumva și ei să ajungă tot acolo, la oaltă cu el. Și Avram îi spune, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Adică, i-a vezi pe preoți și pe slujitori, pe ăștia pe care îi huiduiți toată ziua și îi huiduim toată ziua. Ăștia. Aceste satane în sutană, după cum afirma zilele trecute un om, totuși un om, de tristă pomenire și condiție umană sau intelectuală și socială. Și totuși, pe aceștia să-i ascultăm, căci ei ce fac, nu fac de la ei putere și de la sine voință, ci fac ca trimiși, ca slujitori ai lui Dumnezeu, ca slujitori și trimiși ai celui preanalt, viu și adevărat, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și trebuie să-i ascultăm. Să ascultăm învățătura pe care ei o mărturisesc și care nu este de la ei. După cum Hristos i-a spus lui Petru că nu trup sau sânge ți-au spus ție, ți-au inspirat, ți-au grăit ție toate acestea, ci Duhul lui Dumnezeu celui viu care se lășluiește întru tine. Și iată că el, bogatul, spune, nu o să-i creadă, nu, trimite-l pe Lazar, trimite pe cineva de aici, acolo, ca văzând unul întors dintre morți sau din morți, la ei să se întoarcă și să creadă. Și Mântuitorul spune un lucru atât de adevărat și astăzi, și de actual și de real. Dacă noi vor asculta pe Moise, Mântuitorul prin Avram, sau Avram prin Mântuitorul, dacă nu-i vor asculta pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă s-ar întoarce cineva de aici, dintre morți, acolo, între ei, cei vii sau aparent vii. Vedeți că sunt oameni atât de împietriți în necredința lor, în cerbicia lor, în îndărătnicia lor, încât a unuia ca acestuia sărman sau unora ca acestora poți să le faci orice, să le demonstrezi orice, că ei tot a lor o țin și nu cred mai mult. Orice îi face sau orice îi zice, oricâte argumente le aduce. Și apoi, pericopa evanghelică de astăzi ne arată că dacă nu facem ascultare de slujitorii bisericii, urmașii apostolilor care au fost ucenicii direcției Mântuitorului și aceștia fiind împuterniciți prin succesiunea apostolică a mărturisit și a propovăduit mai departe cuvântul lui Dumnezeu, care cuvânt se referă și la viața cea veșnică, și la viața viitoare, și la credința în înviere, și la învățătura despre rai, sau despre iad, sau despre vii și despre morți. Ei, dacă nu-i vom asculta pe aceștia și nu vom crede cele spuse de aceștia, să învieze morți și tot nu vom crede. Câte minuni nu face Dumnezeu în fiecare zi? Au fost și morți care au înviat. Nu unul, ci mii, foarte mulți. Și tot n-au crezut și n-am crezut cei mai mulți dintre noi. Sau avem o credință părelnică, deșartă, strâmbă, incompletă și incorrectă. De aceea, din pericopa evanghelică de astăzi, cum spuneam, să înțelegem că sărac fiind poți fi bogat. Unde? În Dumnezeu.
îmbogățindu-te în faptele milei trupești și în faptele milei sufletești. Spunând o vorbă bună, ascultându-l pe cel amărât, mai amărât decât tine, necăjit, oropsit, împovărat, cu griji, cu probleme, cu boli, cu neputințe, cu slăbiciuni, cu tot felul de vulnerabilități. Și spunându-i, frate dragă, soră dragă, n-am nici eu, că ți-aș da. Dar sincer, nu povești, nu teorie, nu teatru. Dar hai să ne rugăm împreună. Uite, dau un acatis, dau un pomelic, dau ceva în numele tău sau în numele celui pentru care tu te rogi. Sau pentru care hai să ne rugăm amândoi sau amândouă împreună. Și e mare lucru. Starea o judecă Dumnezeu în Evanghelia de azi. Starea. Putem face păcate și putem fi păcătoși. După cum putem mânca mâncare de post sau fi postitori. Ce înseamnă a face păcat? Că suntem oameni și săvârșim păcat. O zi de-ar fi viața noastră, n-ar fi fără de păcat. Dar a fi păcătos înseamnă că asta ți este starea ta perpetuă, continuă, pe care tu o dezvolți și o cultivi. Una este a mânca mâncare de post și a vorbi și a face toate cele în schimb și alta înseamnă a fi postitor, adică a te înfrâna, adică a posti și ochii tăi, și urechile tale, și limba ta, gura ta, mintea ta, văzul, că cei cinci frați ai bogatului, cine erau alții, dacă nu cele cinci simțuri sau simțiri, care oricare dintre ele ne pot duce atât la Dumnezeu, cât și dincolo. Ne pot converti sau ne pot pierde pe noi duhovnicește, veșnic chiar. Și văzul, și auzul, și gustul, și mirosul, și pipăitul, toate cele cinci simțuri ale omului și toate cele cinci organe de simț ne pot fi de folos, de mare folos, dar ne pot fi și spre sminteală și tulburare. De aceea, în altă parte, Hristos spune, dacă ochiul tău este necurat, tot trupul și sufletul tău este necurat. Și dacă ochiul tău te zmintește pe tine, scoate-l și aruncă-l. Nu a te face, nu în sensul de a te automutila, ci în sensul de a-ți converti privirea și ochiul tău, de a-l întoarce de la vederile și poftele cele păcătoase care prin el hrănesc mintea, inima, sufletul și trupul tău și îl dau pe acesta pierzării. De aceea, astăzi în această Evanghelie să înțelegem că există viață veșnică. Spuneți acest lucru și acelora care încă se mai îndoiesc. Și mai spuneți-le celor care zic, lasă-mă, dragă, că raiul și iadul e aici, pe pământ. Într-adevăr, într-adevăr, te duci în casa câte unia sărmanul și zici că ai intrat în iad. Într-adevăr, te duci în casa altea și zici că ești în pridvorul împărăției. Într-adevăr, încă de aici și încă aici, pe pământ fiind și viețuind sau trăind, poți să-ți faci viața fie un iad, fie un rai. Și casa ta să fie ori un iad, ori un iad. Dar totuși spuneți-le că ăsta e aici, dar să ne păzească Dumnezeu de iadul de dincolo. Și mai spuneți-le, Domnule, eu nu ascult de cutare că e cutare, ci mă raportez la învățătura Lui dacă pe El poate nu l agreiez, sau dacă am o pinteală, o piedică în a avea un raport civilizat cu unul dintre slujitori, să mă rog, să mă ajute Dumnezeu să ies din acest impas, din această ispită, să-mi cer iertare, să încerc să clarific cu El, să restabilesc relația. Și dacă nu-mi este drag, dacă nu-mi este drag, fie El și patriar, sau cum l-o chema, sau preot, sau slujitor, măcar să respecte instituția pe care o conduce și o slujește. Măcar să respect biserica majoritară a acestui neam și popor de peste 80% drept măritori creștini ortodoxi.
măcar să nu-i fac vite pe toți și să nu-i jignesc pe toți și să nu lezez imaginea morală și sufletească și personală a nimănui, că nu sunt eu îndreptățit să fac una ca aceasta, chiar dacă am trei nume cu trei inițiale și trei litere. Ci să spun așa, cum au spus alții, poate nu agrez persoana din momentul acesta aflată în fruntea instituției, dar respect instituția și respect statutul și funcția și ceea ce simbolizează și înseamnă această instituție pentru acest popor, pentru această țară, pentru acest neam. A trecut zilele acestea la cele veșnice mitropolitul Amfilohie de Muntenegru, mare bărbat al bisericii, mare slujitor. Uitați-vă pe imagini să vedeți cum a ieșit tot orașul, tot ținutul în întâmpinarea lui, conducându-l în procesiunea funebră la funeralii. Ori la noi mai avem puțin și am face invers. Am dat cu pietre în tot. Am distruge toate instituțiile, am descalificat pe toți și pe toate, că așa ne place nouă, așa ne stă nouă mai nou bine, că astfel avem pretenția că suntem deștepți și că avem calitate de judecători unde și când nu avem. Căci iată cine este judecătorul, Dumnezeu, iată care este judecata Lui, raiul și iadul, iată care este dreptatea pe care El o împarte. În împărăția cea veșnică a Preasfintei Treimi sau în iadul cel mai de din afară, în întunericul cel mai de din afară, acolo unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Deci, să-i ascultăm și apoi să mai spunem ceva, că de noi vom asculta pe ei, într-adevăr, să învieze jumătate Bucureștiul dintre cei răposați în ultimii 30 de ani. Tot nu am crede. Așa încât haideți să ne trezim, să ne revenim și să înțelegem că există viață veșnică, există rai și iad, există dreptatea lui Dumnezeu și justiție divină, există răsplată după faptă, există cine să ne judece. Nu trebuie să ne judecăm noi. Noi ce trebuie să facem? Să rămânem oameni și să-l tratăm pe fratele nostru ca pe un om, aici pe pământ, ca astfel să fim tratați și dincolo în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.